Eu învăț în fiecare zi lucruri de la oamenii care încalcă pragul la restaurant. Ultima lecție pe care am primit-o a fost de la patru puștoaice. Patru puștoaice, toate minore, sigur. Ești sigur că nu ai un after school acolo? Rezolvați probleme de matematică? De o lună așa încep poveștile. Da. Prietenul meu de 12 ani. Da. Fetele de... Vin sigur, la... n-ai un after school? Vin. Toate... Văd un vas din ăla colorat și mergi să ieși de la școală. Toate beau cafea cu lapte, parcă mi-aduc aminte, și fumau ca turcoaicele. Cine, pe terasă. Cine? Astea puștoaicele. Păi pe noi ne-au lăsat să bem cafea când am dat bacul. Așa e. Da, ele sunt a 12, dar au 26 de ani. Nu. Am înțeles că e altă vreme. Mă uitam la fata din fața mea, era blânduță, ochi mari, albaștri, la un pulover așa pe gât, nemachiată deloc, deși era vineri seara, și ziceam, bă, uite, cred că așa o să fie fiica mea, bă, mă uitam la ea, uite așa, cea mai echilibrată de la masă. Mm. Și tot ea mi-a și dat gândurile peste cap. Le-am întrebat, tot puneau întrebări despre un anume băiat, destul de cunoscut în oraș, dacă a trecut pe acolo, că ar fi dat un check-in, etc. Și la un moment dat zic, măi, fetelor, dar e normal ca voi toate să-l urmăriți pe băiatul ăsta prin oraș? Nu era invers? Da. Și a zis, băi, Dani, ești pe old? Dacă noi stăm degeaba, altele se așează la coadă. Tu ai văzut ce e pe Instagram? Deci e exact ca problemul Ceaușescu, își lasă sticlele de lapte la coadă. Păi asta e și problema, băi, Cătăline, că ne-am uitat la noi la coadă și sunt numai niște plase de rafie. Nu e nimeni, bă, băiatule. Ești pe old. Înainte se mai îmbulzeau două, trei nefericite, dar acum, na. Ai mai venit să aduci și niște mărțișoare? Le-am întrebat pe fete de unde au bani de țigări și ieșit vineri seara în oraș. Repet, erau minore. Și zic că, bă, acum pe bune, nu te văd, chiar dacă mai câta știi că fumezi, nu te văd ducându-te, zice, dă și mie de două pachete de țigări, că... Și a zis, Dani, ești iar pe old. Cine vreodată spune acasă pentru ce primești banii? Wow! Ai, 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 ai! Am vrut să o duc la orfelinat! Nu mai era fiica mea! Nu mai era fiica mea! Ramona nu are astfel de obiceiuri. Ramona nu are astfel de obiceiuri. La infinitiv. Nimeni nu o duce în spate la infinitiv. Ramona, oh! Ferească Dumnezeu! Hai să vedem cum stăm descârțari. Cu... descârțari!